Văd că sunt discuții și probabil nu s-a înțeles exact schema proiectului sau hotărârii pe care este supusă dumneavoastră. Este vorba de faza de SF la locuință unifamilială partea. De fapt, este o căsuță de forma aceasta, din, formată din două camere hol, similare sau arată cam cu cele care s-au făcut locuințele pentru cei care au fost afectați de inundații. Este vorba de 24 de locuințe, a cărei documentații deja am depus-o la MDRT. Și pentru completarea documentației este necesar de hotărârea Consiliului Local. Deci dacă aceste 24 de locuințe se vor face, se vor face cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării și Turismului.